să gătim noi un stativ. Asta. Ok. Astăzi este o zi din aia cu coronavirus. Bună, tati. Noi suntem în casă. Micuțul Nick se distrează. Ok. Hai să deschidem asta. Am primit un colet de la Molcăză, pe care tot eu l-am cumpărat. L-am cumpărat, dar astăzi a venit să pun un focus. A, dar astăzi corona. Dar astăzi a venit. Așa că vreau să deschid. E ceva pentru Nick și ceva prieten de familie. Și uite ceva ce puiul meu. Ce-am învățat el să facă. La 3 luni. Ce-am învățat micuțul de el să facă. Adică pun asta pe birou. Habar n-am cum o să filmeze. Dar Într-un fel aș vrea să vadă și Nick. Ok. Hai să punem așa. Asta de aici e o invenție. Hai să punem focus pe Nick. Asta oricum ocupăm un spațiu. Hai să vă mut. Să stați. Așa. Unde să pun? În fine, așa arată interiorul cutiei. Deci, asta e a mea. Nic, asta e a ta, tati. Uite. Hei. Dete. Puiul, iară cu mânețele în gură. Hei. Și asta e a ta. Cadou. Iar asta este pentru niște prieteni. Așa că o las înapoi aici. Vreau să o dau așa, cu tot cu cutie. Cu cutia asta mare. Să o să bag ăștia la altele înapoi. Iar eu am să... Stai să pun un focus. Punem focul și întoarcem vita mai stativul cu telefon. Noroc, tati. Sănătate. Bag toate alea înapoi și deschid. Așa că... Stați așa. Hei, nu se duce pe tine. Am mai stativul cu telefonul și deschidem aici niște picioare recomandabil. Au, deschide aici niște picioare ca să vă fac mai... Să vă fac mai înalți. Și mai să deschidem. Torcem și hai să deschidem. Hai să te filmeze cel puțin așa. Bun. Să vedem dacă avem o română. Română, bulgară. Uite. Cum se cheamă idioțenia asta? Uite ce. Carusel muzical. Băgam și picioare. Și o habar n-aveam că se cheamă carusel muzical.
I-am uitat să zic, i-am scăpat telefonul și acum văd că am o dita mai dungă pe folie. Sper că e folia, nu ecran. Deci carosel muzical, vârstă 0-5 luni, da. Mod de folosire, cred că... Ce-i tati? Cam așa de să arate. Așa, 0-5 months. Alte tâmpenii, opa. Atât, hai să deschidem că... Sunt curios și o să văd ce... Ce-i, Nic? Uite, cam așa arată. Ei, bună, bună. Hai că după aia trebuie să te schimbi, tati, că ai făcut o spădine. Da, 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 da. Uite, așa, uite, 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 stai așa. Uite, ce, ține tu. La 3 luni, uite acolo. E, aproape. Uite, tati, ții tu. Hai de ține băiatul, hai să ține băiatul. Hai de ține tu, așa. La ține la guriță, așa. Bravo, așa. Uite și așa. E, uite tu, nu mai vezi. Ține-te. Da, nu mai vrea. Hai să ne întoarcem noi. Pun pe pauză că trebuie să se calmeze. A dormit? Iar noi ne putem vedea. Nu știu cât de bine filmă, iar noi ne putem vedea de treabă. Așa că, hai jos. Să deschid odată asta, sper că... hai să continuăm. Vreau să zic chestii, dar să continuăm cu desfacerea asta. Super, mie îmi plac așa la nebunie. Ok. Instrucțiuni de folosire, stătăm și un zoom. Focus. Și jucăriile care arată așa. Și restul cutiei la gunoi, că nu mai ținem toate inutilitățile. Ori eventual aș putea să pun gunoi în cutie și gata, am scăpat de. Ok, hai. Hai să vă mut așa mai jos și să montăm caruselul ăsta. Sper să nu se trezească puiul ăsta mic. Ok, să văd dracu și ce filmez eu. Ok, pentru că noul Samsung S25G, care costă în Cehia 35.000 de corone, care filmează 8K, cam ești picioare, 8K, nu l-am la îndemână și nu pot să filmez. Pentru că cred că voi intra în depresie dacă nu am acel telefon. În fine, știți și voi, este afară, este coronavirus, oamenii sunt infectați, n-am mai filmat o grămadă de timp. De fapt am filmat, dar erau chestii scurte, așa că să începem cu... Adică hai să începem cu un videoblog pe bune, așa că... Un videoblog pe bune nu e ca și cum am spălă rufele pe YouTube, dar anumite chestii despre mine pot să le zic. Așa că hai să bem schizem
Invers. Sper că sunt în focus. Îi filmez cu telefonul, așa că... Fuck the shit. Uite așa. Ok, mi-am făcut o cafea la propriu. Adică de aia ce o macin la râș, la râș, la... Ce se macină, adică babele le macin și după aia pui apă la fiert. Eu am pus cam două, cam trei din aștia și o lingură nu chiar plină de cafea. Așa și am băut și ieri și am băut și astăzi și este extraordinară cu lapte. Eu ciocolată, eu doar cafea cu lapte când beau. Așa. Hai să continuăm. Cum ziceam, am mai postat pe YouTube o grămadă de chestii, dar... am lăsat-o mai moale pentru că n-am avut chef, n-am material. De multe ori mi se pare că... Da, deși am 200 spre 300 de clipuri postate pe YouTube, puțini abonați, dar hei, să schimbăm și conținutul curând. Nu știu cum fac, trebuie să-mi iau o cameră. Adică, să văd că știu că am scris pe aici pe undeva, care... Nu mi-amintesc unde dracu am scris și cameră vreau să-mi iau. Că am modificat o grămadă de chestii. S-a întâmplat o grămadă de chestii, se schimbă something mai, ceva mindset, seturi mentale pe română. Așa, eu, Marius Tăticul, am mai postat o chestie, cred că acum ceva timp, tot așa ceva legat de sarcină și hei, sunt tătic, e bine să fii tătic, e și rău, e și obositor, dar ce vreau să fac este să montez odată caruselul ăsta. Că mi se pare așa de drăguțe jucăriile astea, adică pe bune, ce drăguțe îs, she's fucking prințe. Ok, hai să continuăm cu tâmpenia asta. Ceea ce încerc să zic este că ar trebui să mă pun pe treabă, să încep acest business youtuberesc, pentru că, bă, mie îmi place să vorbesc, îmi place să-mi spun punctul de vedere. Și ce mai fac, și ce am citit, și bla bla bla, și ce chestii mai am mai descoperit, chiar dacă, cum să zic, nu am multe vizualizări, eu am continuat să postez. Dar multe din videoclipuri, gen cele de la început, pentru că am început acum 2 ani, adică am un an, nu știu exact, 2 ani de fapt am, scuze, 2 ani, așa? Sunt anumite clipuri, să nu știu ce filmez. Așa, sunt anumite clipuri care au, bă, n-au 500 de vizualizări, dar 300 sau aproape de 300 au. Dar e faza că degeaba am vizualizări dacă nu am subscriber. Adică, hei, mai abonați-vă. Și o singură chestie ce oamenii nu o fac sau nu știu, ori sunt proști, ori nu vor să știe. Acolo sus, dacă vă uitați de pe telefon, sunt 3 puncte, apăsați și dați viteza de redare și setați calitatea videoului. Pentru că YouTube de multe ori se cam fute și îți fute calitatea. Așa că, acolo sus, dacă vă uitați de pe telefon, sunt 3 puncte, le apăsați și dați viteza de redare, la subtitrări, calitate video, dacă sunteți de pe calculator, undeva pe acolo jos. Și tot acolo jos este și like, subscribe, share și dislike. Ok. Ca să începem chestia asta pe bune, singura chestie ce mi-e cam groază să o fac este să mă plimb cu un telefon pe stradă și să vorbesc. Mai ales în perioadele astea, când eu mâine mă duc la lucru, sunt de noapte, extraordinar. Mă bucură maxim, adică urăsc chestia asta. Dar n-am ce face. N-am ce face, coronavirus, până nu
până Andrei Babiș, președinte parlamentar, mare om în stat, așa zice că lucrul se închide, stați dracu acasă, că pita e groasă, așa. Nu vreau să vorbesc și eu despre coronavirus, pentru că este, este un subiect foarte bullshit, toată lumea despre aia, oamenii intră în panică, proștii intră în panică și când proștii intră în panică, e rău. Așa că, hai să începem. Caruzelul meu, că nu mai termin, să vă punem în stativ ca să vedem curios cum naiba se face chestia. De obicei eu urăsc tâmpenile de genul pentru că nu am răbdare. Așa, deci ceva de genul că, o să vedem, că ceva de genul trebuie să fie. Așa că hai să începem să văd ce dracu fac. Așa ar trebui să fie în sus, cred că o să fie un clip lung, dar dacă ar... Hei, asta mie nu-mi place, deci nu supor, frate, etichetele. Și acum hai să-i facem cu vânt. Ce vreau să zic e că atunci când au venit aștia, mi-era că curierul o să facă fițe și... Bravo, sparge-le pe tot. Mi-era că curierul n-o să vină sau că o să se anuleze comanda pentru, hei, pentru că coronavirus. Dar nu a fost așa. Au văzut că... Asta cum se prinde? Cred că așa. Stai că nu știu. Deci hai să ne uităm pe asta. Ok, o să dureze mult. Vreau să zic că curierul a avut mănuși, a avut mască din aia de aer și habar n-am cum se scoate asta sau cum pot să bag eu asta. Așa. Deci probabil că ăsta așa vine. Focus, mersi. Mi-era că, cum am zis, mi-era că o să-mi anuleze comanda și chestii, dar n-au anulat-o și au trimis-o. Pentru că era și cazul. Și i-am dat banii, tot a fost, scuze, sunteți în... Totul a fost ok, așa că să procedem. Ok, nu am terminat, dar așa, așa, da, bine, punem acolo. Ăsta vine băgat acolo. Bucata asta vine băgată în asta. A fost un fel de... Cum dracu să arăt? Șurubelul ăsta băgat prin asta, asta. Adică așa. Și asta se prinde de pat. Ok. Ceva ce vrem să subliniez este că întotdeauna când am primit șireturi sau habar n-am ce chestii sau pungi de cadou și au avut acest... dă-mi un zoom, mersi. Acest nod, pune frate, focus.
în fine, l-aveam nod, întotdeauna am strâns nodul sau eu l-am modificat sau am adăugat încă un nod, pentru că ei fac noduri de, cum să zic, de mântuială, adică le fac să fie acolo așa. Ok, montez asta și filmez când e gata. Hai să oprim niște magie. Dezactivat. Ok. Să ne filmăm burta care trebuie să o dăm jos. Ceea ce vreau să zic este că în sertarele astea, cum am o grămadă de prostii, mai am și așa ceva. Astea. Și vreau să pun o din asta la, adică să prind un inel din acesta. Focus, te rog, mulțumesc. Ok, să pun un inel din acesta aici și să-l prind aici. Așa că bye. Ok, l-am terminat. În sfârșit am terminat acest carusel și a răsărit și soarele. Și acolo cineva se mișcă. Tati mai dorme la pat, te rog. Ok, l-am terminat. Acum sunt curios ce face duda asta. Nu pot să pun focus. Așa, sunt curios ce face gura mătii. Scuze. Scuze ce face duda asta cu THN. Normal ar trebui să cânte și să se învârtă. I'm fucking curious. Ok, pune pe pauză că reveni. Ok, pentru că mi-e greu să filmez cu o mână. Hai să văd. Și să fie să filmeze și în direct și în reluare. Să vedem ce căcat face asta. Bine, deci, cântă. Ok. Cum să arăt? Așa. Dau pe ăsta. Hei, uite că le învârte. Dar nu știu ce face asta. Ok, am înțeles. Le învârte. Dar ce face asta? Eu tot învăr de asta, de nu știu ce face. Am dus-o până în capăt. Ok, învârți, învârți. Pune pe pauză că ne prinde. Am terminat. Deci, chestia cu... Bună. Chestia cu asta, rotativă, adică, hai, uite, și ea se învârte, de fapt. Mișto. E faza că e rotiță. O învârți și gata. În sfârșit. Așa, am prins-o aici.
ciudat cumva de căruți. Gata, tati. În sfârșit. Am și eu, sper că, liniște și pace. Așa. Mă mir cum de nu cărie. Ok, să filmăm cu camera din față care știu că are calitate execrabilă. Mă mir că cu Dominic nu cărie și chiar mă bucur că nu cărie. Sau că se sperie sau ceva de genul. Mă bucur. Să continuăm cu niște activități. Deci de când am pornit aia, Nic nu a mai scos un sunet. Ok, asta e cartea de care ziceam că în ceva clipul trecut cu 13 cărți pentru 12 luni, reading vlog, adică vlog de citit, și n-am citit cine știe ce din ea, stai să... Ok, ziceam că n-am citit cine știe ce din ea, dar e bună, nu pot să mă plâng, e mișto. Dar eu sunt ocupat cu alte chestii, cu creioane, pixuri și sper să pun că se vede că ce fac. Învăț cehă. Și cartea asta am ajuns. Eee, mai cărâim și noi? Ok, filmez, mai am și eu de zis 3 cuvinte și după aia ne auzim data viitoare. Da. Filmez, ce dracu zic? Că învăț și mai am mult, dar nu e ca și cum am învățat doar atât. Eu învăț, am învățat și din asta care am tras-o la Xerox. Pentru exemplar mai mare. Așa, fiind... Ah, am decompletat o foaie, că ajungem și la lucru. Cum am mai zis, fără linguri. Am tras dicționarul la Xerox, iar în zona asta liberă pot să scriu orice vreau eu. Ok, o să am să mă pun să continui cu învățatul cehei. Și aici, în acest caiet, am ceva. Dacă vreți mai multe clipuri despre cehă, învățarea limbii și alte chestii, scrieți în comentarii. Știu că asta e pe fundal, dar n-am ce face. Vreau să zic că, în caz de vreți, sunteți în Cehia și vreți să învățați limba sau... sau vreți să rămâneți și vreți să învățați limba și aveți nevoie de un ajutor, scrieți în comentarii, iar eu vă ajut. Am să fac clipuri cu învățare limbii, cum să citesc cu anumite cuvinte, anumite litere. Bine, nici eu nu sunt specialist, dar hei, din puținul meu, să dăm și la alții. Ok, atât am avut de zis, asta e marele eveniment pe astăzi. Mă bucur că... Așa, tati vorbește. Iară cu mânuțele în gură? Ok, atât. Vreau doar să zic că... să aveți grijă de voi, dragilor. Și... Nic! Ce faci? S-a oprit? Hai, gata, imediat. Gata, așa. Ne auzim data viitoare și o zi bună și să aveți grijă de voi și pa!